Autentică, sinceră și dispusă tot timpul să se lase subjugată de muzica pe care o promovează. Formulele în care cântă reprezintă o stare sufletească a fiecărui moment din viața ei. Așa se va întâmpla începând de astăzi, odată cu mini-turneul național în trei mari orașe. Acesta este motivul pentru care schimb acum câteva vorbe cu ea. Sărut mâna Maria Răducanu și la mulți ani pentru acest început de martie dedicat vouă femeilor. Bună ziua, Ștefan, bună ziua, Radio România Cultural. La mulți ani tuturor femeilor, doamnelor, domnițelor, domnișoarelor, femininului, primăverii, la mulți ani. Maria Răducanu Quartet este noua titulatură sub care cânți în momentul de față. Cum ai găsit doi nemți și un american pentru formula actuală? Noi, cei patru din acest quartet, cântăm de multă vreme împreună. Avem chiar vreo 10 ore de înregistrări făcute sub finanțarea Senatului German, care tot așteaptă aceste ore de înregistrări să devină CD-uri și se lovesc de îndoielile mele. Dar se va întâmpla și asta, vom avea și niște albume și suntem aproape o formulă fixă. Se mai schimbă din când în când pianistul cu un chitarist suedez, dar secția ritmică, percuționistul Michael Greener și contrabasistul Chris Dahlgren sunt cei mai vechi colaboratori muzicali ai mei. Spectacolul vostru se numește Parle-moi d'amour și este susținut în parte de Green Hours și de Institutul Cultural Francez. În cazul ăsta, cum arată repertoriul pentru cele trei concerte? Repertoriul va avea, firește, și piese din spațiul francofon, dar eu cânt șansonete și cânt Jacques Brel și cânt Kurt Weill cu text franțuzesc la aproape fiecare concert al meu, măcar o piesă, două, sunt parfumate franțuzește. Deci vor fi și șansonete. Va fi fado, vor fi standarde de jazz, va fi folclor, va fi acel câte puțin din tot ce cânt cu care ne-am obișnuit publicul. Astăzi aveți primul concert la Buzău, pe 7 martie va fi la București și pe 8 la Iași. Și pe 9 la Piatra Neamț. De ce acest itinerar, Maria? Aș vrea să trimit spre planuri mai profunde în ceea ce privește itinerariul. Noi voiam să cântăm în luna martie împreună și s-a legat pur și simplu așa. Au apărut ofertele de concert, am propus formula de quartet și iată că ni s-a spus da și suntem așteptați la Buzău, la București, la Iași, la Piatra Neamț. Atunci să fie într-un ceas bun și Doamne ajută. Ne mai auzim pe parcursul primăverii cu siguranță. Vă mulțumesc tare mult și vă urez muzică frumoasă în continuare.